Dacă am analizat aleatoriu 100 de adolescenți, am constatat că, deși arată diferit, aceștia gândesc foarte similar. Totuși, unul sau doi dintre ei au minți atipice, care funcționează diferit. Aceștia ar putea fi diagnosticați cu autism. Acest lucru se întâmplă de 4 ori mai des în cazul băieților, probabil fiindcă diagnosticarea lor este mai simplă. Copiii și adulții despre care se crede că suferă de autism experimentează lumea deosebit, deoarece s-au născut cu diferite grade de trăsături neuroatipice. Autismul nu este o boală și, prin urmare, nu poate fi vindecat. Majoritatea copiilor autiști au simțurile mai rafinate și o dorință puternică de a-și defini mediul folosind logica. Poate că unii caută comportamente repetitive care urmează tipare specifice, iar mulți par asociali și evită contactul vizual. Motivul ar putea fi că sinapsele din creierul lor nu par stimulate de recompensele asociate interacțiunilor umane. Deoarece toate creierele sunt diferite și există o gamă nesfârșită de nuanțe în structura lor, autismul este definit ca un spectru. O parte a spectrului este definită de autismul cu grad de funcționare ridicat, cunoscut și ca sindromul Asperger. Acești copii sunt extrem de inteligenți și au abilități și interese în domenii foarte specifice. La mijloc sunt cei cu inteligență medie și unele probleme de învățare la școală. La capătul extrem al spectrului se află copiii cu dizabilități de învățare severe, care pot avea nevoie de sprijin constant în viața de zi cu zi. Micuțul Timo ne poate ajuta să înțelegem cum este să trăiești cu o minte neurodivergentă. Mama lui a observat încă de timpuriu că băiatul evita contactul vizual și că de multe ori se întrista dacă îl îmbrățișa. Mai mult, nu răspundea niciodată la zâmbete și interacțiunile cu prietenii se încheiau adesea cu accese de furie. Mama a bănuit că ceva nu era în regulă atunci când Timo nu lega mai mult de 2 sau 3 cuvinte odată, chiar și după ce a împlinit 4 ani. A cerut ajutor, iar băiatul a fost diagnosticat cu tulburare din spectrul autist sau TSA. Timo are o percepție atipică. Când citește cărți sau urmărește filme, creierul lui captează și organizează informațiile diferit. În timp ce colegii lui neurotipici clasifică lucrurile și formează șabloane, de exemplu, identifică tot ce are 4 picioare și latră drept câine. Pentru Timo, fiecare tip de câine este unic și este clasificat individual în mintea lui. Datorită atenției sale la detalii și incapacității de a generaliza, percepția lui asupra lumii devine mai obiectivă și mintea lui e mai puțin predispusă la bias-uri cognitive. Totuși, acest lucru face ca toate experiențele noi să fie incredibil de complexe, motiv pentru care preferă să urmeze o rutină zilnică rigidă în scopul limitării stimulilor senzoriali. Timo este extrem de sensibil. Creierul lui amplifică orice stimul pe care îl percepe, aude totul și are un simț tactil crescut. Totuși, această superputere face situațiile în care mai multe persoane vorbesc simultan să fie foarte provocatoare. Timo îi aude pe toți, dar nu înțelege nimic. Sensibilitatea la atingere face mâncatul o experiență intensă. Dacă o textură sau un gust este prea dificil de suportat, Timo nu va mânca. De asemenea, mersul pe iarbă umedă de sculți sau jocul în noroi îi copleșesc creierul. Timo are o obsesie pentru logică. Caută în mod natural tipare care aduc logica în lume. Uneori încearcă să aducă ordine atât în propriul comportament, cât și în mișcările propriului corp. Când e obligat să iasă din tipare bine structurate, se enervează. Îl înnebunește când cineva numără până la 8, dar nu continuă până la 10. Medicii numesc acest lucru tulburare obsesiv-compulsivă sau TOC. Timo trăiește o imposibilitate de conectare socială. Altfel spus, îi este greu să formeze conexiuni cu ceilalți, fiindcă mediile sociale îi copleșesc sensibilitatea și dorința de ordine. Pentru că emoțiile umane sunt incredibil de complexe și nu urmează un tipar previzibil stabilit. Timo interpretează adesea greșit emoțiile și se supără pe oamenii din jurul lui. Ca urmare, evită oamenii și rareori face contact vizual, ceea ce nu-l deranjează prea mult, deoarece majoritatea lucrurilor despre care vorbesc ceilalți sunt oricum ilogice, irelevante și plictisitoare. Timp de 4 ani, mama lui l-a dus la un terapeut care îi arăta imagini cu fețe pentru a-l ajuta să identifice sentimente. Acest proces i-a îmbunătățit abilitatea de a identifica expresii faciale și emoțiile corespunzătoare.
Cu toate acestea, nu este foarte interesat să citească emoțiile sau să stabilească noi contacte sociale. Are doi prieteni care împărtășesc aceleași interese și nu pare să-și dorească mai mult. Deoarece autismul lui Timo nu este o boală pe care o putem trata, ci mai degrabă o modalitate diferită de a experimenta lumea, întrebarea rămâne dacă ar trebui să încercăm să-l schimbăm prin terapie sau să-l acceptăm așa cum este. Așadar, ce părere aveți? Ar trebui să tratăm copiii cu autism prin terapie sau să-i acceptăm așa cum sunt? Sau poate să facem ambele lucruri? Credeți că e posibil ca modul nostru stereotipic de a privi oamenii atipici să necesite o schimbare? Nu felul în care funcționează mințile lor? Pentru a obține o imagine completă asupra modului în care o fată cu TSA percepe petrecerea surpriză de ziua ei, sau pentru a descărca acest clip fără muzică de fundal, verificați descrierea de mai jos sau accesați sproschool.com. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproschool.com.